dimineața a venit invitatul. Căruia îi spunem bună dimineața, Cătălin Oprițoiu, membrul fondatorul de fapt, nu? Da, membru. Fă-mă un membru. Bună dimineața, vă. Bine, dacă ești membru, ești membrul. Na, fie. Da, da. De la Bucharest Symphony Orchestra sau OSB, cum începe să fie din ce în ce mai cunoscută, foarte prezent, un proiect foarte prezent în ultimii ani, un proiect venit, cum spuneam, inițiat de Cătălin, actualul nostru invitat, și cel care a adus așa o altă lumină și asupra muzicii simfonice și mai ales o noutate. De multe ori, adică de multe ori, voi, muzicienii, sunteți mai discreți în apariții. Vă mulțumim să vă faceți treaba, las că sunt alții care vorbesc. Și ce să vezi, a venit Cătălin, care, bă, eu am proiectul ăsta, când ne-am cunoscut? În 2013, cam așa. 2000 și puțin. 2000 și puțin. Da, erați la început atunci, era... În 2007 am început, noi, 2006-2007, da, eram încă... Cu mapa la sub braț. Da, cu mapa, cu prezentare. Cu prezentări și cu curaj să bat în ușa voastră, să bat peste tot în toate ușile. Și ați ajuns... O luăm de la capăt acum după anul ăsta. Și crezi că a uitat lumea? Nu cred că a uitat. Nu, da, este același traseu pe care trebuie să-l parcurgem de fiecare dată. După un an jumate sunt convins că nu mai e ca acum un an jumate. Cât sunteți? Hai să spunem pentru cei care nu cunosc despre ce este vorba, ce presupune și cum a luat naștere Orchestra Simfonică București. Înainte de toate, o să-i rog pe toți să facă într-un fel să scăpăm noi de handicapul ăsta de simfonic, pentru că ne judecă rău de tot. În momentul în care cineva aude cuvântul simfonic, aolă, nu-i ascult, ăștia fug de ei... În general, oamenii sunt tentați să nege ceea ce nu cunosc, dar da, tocmai pentru că noi am vrut să spargem tiparul și clișeul ăsta de a fugi oamenii de muzică clasică și simfonică, am încercat să ne adaptăm și am abordat diferite stiluri. N-am ținut cont, indiferent de critici sau de poate și plusuri, că au fost foarte mulți deschiși către noi privind această nouă abordare. Și când spun diferite stiluri, mă refer inclusiv la un concert tradițional de anul nou pe care l-am făcut cu DJ și cu orchestră de muzică clasică, cu Eduard Maia. Și care a fost la... A fost și la televizor, dar a fost la Sala Palatului. Da. Cu o sală plină cu 4.000 de oameni, deci a fost bine primit. Au fost și critici, asta e clar, că sunt și oameni conservatori. Normal. Dar până la urmă, societatea se adaptează și noi trebuie să mergem mai departe și trebuie să ținem cont de marea masă. Cât sunteți și de unde veniți? Suntem câți e nevoie, mai ales pe praful ăsta, ce vreți să vă mint? Suntem, în principiu suntem mulți, suntem 50, 60, 70, dar avem capacitatea să ne micșorăm. E mai ușor din mare să faci mic decât, da, da. Asta o știe toată asta lumea. Asta e o încercare și găsești multe reclame pe da, în sensul ăsta. Da, clar, nu, suntem, înainte de toate ar trebui să spun că împreună cu doi colegi de-ai mei, Alexandru Duțulescu și Gabriel Gheorghe, toți trei suntem membrii fondatori, deci de asta am zis că vreau să fiu un membru. Aha, ok, gata. E adevărat că am venit cu o idee din Germania, am făcut școala în Germania eu și am încercat să aduc o altă percepție asupra lucrurilor, o altă mentalitate și cumva o variantă la instituțiile statului. Tot ce însemna cultură sau tot ce înseamnă în general cultură la noi este cumva monopol de stat și în general este susținut de stat, ceea ce nu e rău, este foarte bine. Să nu creadă cineva că spune... Da, că... dar ei se și implică sau au anumite pretenții, nu? Să se încadreze toate formele culturale în anumite clișee și în anumite standarde și atunci ca să spargem aceste clișee și să ducem mai departe muzica clasică, că până la urmă ăsta este scopul nostru. Am încercat să ducem muzica clasică în cartierele mărginașe, în anumite școli, să ajungă la anumiți copii, cu certitudine copiii care n-ar ajunge la Ateneu sau într-o sală de concert obișnuit. Just. Da, e mai ușor să vină muntele la Mahomet, ceva de genul ăsta, asta a fost principiul. Va veni și Mahomet la munte dacă o să-i placă. Cred că ar trebui să ne creștem publicul. Asta era ideea, că dacă ei intră în contact de mici, mă refer la copii în momentul de față și spun despre copii pentru că mâine, pentru iunie, noi lansăm un episod dintr-un concert educativ, se cheamă Amadeus. Lansăm pe, iertați-mă acum, dar așa fac oamenii, când ajung la radio trebuie să-și profite. Lansăm pe canalele noastre. Da, foarte bine că spui. Da, poți să le spui. Este un proiect educativ, un proiect pentru copii, se cheamă Amadeus. Tot în ideea de a încerca să apropiem copiii, în primul rând, ca target, ca public, către muzica clasică. E făcut un pic diferit, e făcut cu un actor care vine și povestește. În general adaptăm tot ceea ce facem ca să fie
pentru toată lumea percepția să fie extrem de ușor de digerat. Ai spus educativ. Eu când aud educativ mă gândesc direct la matematică. Sunt și lecții. Ai rămas cu sechele, muzical, adică. Da, sunt, am fost la uman filologie, ce ai, nu pot. Păi sechelele ne bântuie pe toți. Acum haideți să nu ne mai ascundem după degete. Este educativ pentru că facem și o mică lecție de prezentare, prezentăm instrumentele, o face un actor îmbrăcat în costumul Mozart, în Amadeus, adică o adaptăm cumva la vremurile noastre, dar până la urmă ideea este să rămână cu ceva din ceea ce vor vedea mâine. Așa, să... Unde? Apare pe canalele noastre, pentru că mâine plouă. Deci YouTube, Facebook, dacă tot ce înseamnă Orchestra Simfonică București. Îi rog pe părinții care ascultă momentul de față să-și îndrume copiii, pentru că este o nouă adaptare a conceptului de muzică clasică. În general asta încercăm să facem, să fim mult mai deschiși. Bun, mă bucur să aud asta, vorbim, o să recomandăm cu siguranță oricând. Și eu am descoperit frumusețea unui concert de muzică, ok, interpretată cu instrumente specifice, muzicii simfonicul ăla ne încurcă. Dar lucrurile sunt fascinante, cel puțin varianta, cum e cel mai bine, varianta live. Sunt fascinat, eu ar trebui să mă uit de două ori, pentru că odată aud muzica, dar mă concentrez pe cât un instrument și mă uit la omul ăla, când intră, cu timpanele, cu viorile, relația dintre dirijor. Timpani, scuze. E și om, și el e absolvent și atunci vorbiți aceeași limbă. Eu nu. Dar acum nu, serios, că uite, spuneai că urmărești un anume instrument. Care instrumente te-au fermecat pe tine așa, păi, de-a lungul tot vremii? Ce înseamnă percuție într-o primă fază. După care mă uit... Mai ușor ți-ai ales. Păi aia te atrage. După aceea... Știi cum se spune că sunt prietenii muzicanților? Prieteni de muzicanți. Prietenii muzicanților, percuționiști. Acum nu vreau să fiu rău, că sunt colegii noștri și fără ei nu, noi suntem dependenți cumva, dar până la urmă trebuie să fim obiectivi. Evident. Dar după aceea mut atenția și, cum spuneam, văd relația dintre dirijor și restul orchestrei. Ansamblului. Restul ansamblului, da. Știu că sunteți foarte atenți cu termenii ăștia și de fiecare dată încerc să mă pun la punct. Nu te pun la punct, că nu o să reușești niciodată. Mulțumesc. Dacă tot suntem într-o atmosferă din asta degajată, frumoasă, de dimineață, soare. Uite, eu dezvoltasem o pasiune, copil fiind, mergând cu mama la concerte simfonice. Îmi plăcea mie de un instrument, am aflat mai târziu că se numește fagot. De ce? Cum eram eu așa micut și stăteam pe la mijlocul sălii, fagotistul, când nu cântă, își ține fagotul pe genunchi, pe picioare, la orizontală. Ei, și la un moment dat vezi că se ridică așa o țeavă. Apare așa, știi, se ridică un copac. Și eu așteptam cu inima în gură. Mamă, când se ridică copacul? S-a ridicat. Și mă gândeam să îmi dau seama dacă recunosc sunetul, dacă cumva reușesc să aud din multitudinea aia de sunete de acolo, să văd, bă, târziu am reușit să o fac, dar și astăzi când mă duc la concerte, primul lucru pe care îl fac, îl caut pe fagotist să văd, ați? A venit. Dar știi care e paradoxul? Că la cât e de mare instrumentul, sunetul este extrem de jinga. Eu credeam că asta urmează să spui și mă așteptam acum să vibreze pieptul în mine și l-am mângâiat. Se mai întâmplă să te mângâiești ceva mare. Vreau să vorbim, mamă, cum a fost asta discuția și pe tine când te-am anunțat, se întreba, Bobby, o veni cu flautul? O să râdeți, dar stau un pic stresat, că l-am în mașină. Și eu nu știu la aici cum e, suntem în centru, dar... E la guvern, nu se fură. Se fură flautul. Nu se fură flautul. Adică dacă iese... Eu mi-am plătit paza, sper că am fost... Brusc, poate să-ți fure tot locul de parcare. A fost recunoscut imediat de proprietarul de drept. Acum, voi a discuta cu tine, Cătălin, despre colaborarea voastră cu Nothing But Thieves. Mai devreme am ascultat piesa Amsterdam, pe care o puteți găsi și în acest featuring al vostru cu ei, online, fiecare din casa sa. Am văzut și fiecare cum trăiește, care are bani, care mai... Și te referi la ăștia din orchestra acum, la ăștia fără bani. Am văzut care cum trăiește, voi ăștia din orchestra v-am văzut de coro, la ei, da? La ei, da. Și să vorbim cum ați ajuns să colaborați cu ei. Nu știam că piesa Real Love Song a fost lansată
cu voi. Eu am crezut că este o reinterpretare, una din... Trebuia să-mi justifici cumva prezența astăzi, nu? Nu, uite că acum am aflat. O informație nouă. Acum am aflat. Cum a fost? Da, partea cea mai frumoasă este că lumea e mică și... Nu pot să o spun cinstit, noi în colaborare cu ei suntem datorită prietenilor noștri de la Summerwell. Ok, discutăm și despre asta, sigur. Da, da, și mă refer la John Varbiu și Andy Mițoi. Culmea este că atunci când trebuie să se alinieze planetele, ele se aliniază. Întâmplător, eu am crescut cu ei, am fost vecini toată copilăria, deci ne știm de foarte de mult timp și ca să ajungem să colaboreze, cineva a trebuit să ne introducă. E atât de ciudat, dar... Ne tot spuneau, știți că organizatorii Summerwell doresc să vă cunoască și noi, având deschidere către orice, am spus, sigur, fără niciun fel de problemă. Ne-am întâlnit într-o seară întâmplător la un eveniment și eu mă uitam, era după 20 de ani, 25 de ani, nu ne mai întâlniserăm, el e cam ca tine, Vlad, așa, fără păr, mai matur. Cu o minte mai luminoasă, să spun. Exact, nu l-am recunoscut. Chiar dacă am copilărit împreună și la un moment dat Alexandru, colegul meu, l-a văzut pe partenerul lui, pe John, și spune, măi, băiatul ăla de acolo, zic, da, a crescut în drumul taberei, a fost vecin cu mine. Și îi zic, avea un prieten bun, vecinul lui, Andy, și mă uit în fața mea, Andy Mițu, și zice, eu sunt Andy. Zic, bravo, Andy, eu sunt Cătălin, da, stăteai la 2, da, bun. Deci a fost, asta vă spun, atunci când se aliniază planetele, se întâmplă lucruri și a fost întâlnire după care noi ne-am sudat cumva, ei au făcut night picnic-ul, deschid de 4 ani de zile, deschid Summerwell-ul cu noi, în interpretarea celor mai multe hituri ale formațiilor pe care ei le invită în festival în anul respectiv. Și unul dintre hiturile cele mai bine primite a fost Amsterdam, pe care voi tocmai ce l-ați dat mai devreme. Da. Dar cel mai frumos pentru noi a fost comentariul celor de la Nothing But This, că ei au scris cumva pe pagina lor de socializare că este cel mai frumos lucru pe care ei l-au făcut vreodată fără ca măcar să participe. Ma. Da, deci pentru noi a fost un mare compliment, ei au mulți fani, au multe milioane de vizualizări, peste o orchestră de muzică clasică, ceea ce îi împiedică pe mulți să se uite la noi. Dar, pe de altă parte, deschiderea lor față de ceea ce făceam noi și de interpretarea noastră față de piesa Amsterdam, pe care o aleseserăm atunci să o punem în playlist, a fost foarte mare. Ei au fost foarte încântați și, bineînțeles, că noi am tot continuat și acum, în anul ăsta mort, pe care l-am trăit, la un moment dat, noi am venit cu mai multe proiecte online, am făcut un vals pentru doctori, am făcut mai încă de Paște un produs cu 100 de artiști cu români. Trebuia să facem și ceva pe plan internațional și atunci băieții Andy și John au zis, haide să facem ceva împreună. Haide, oricum nu făceam nimic. Și este minte. Și au vorbit cu cei de la Nothing But This și au fost extrem de deschiși, ba chiar încântați. Și primul proiect pe care l-am făcut cu ei împreună așa, a fost în Amsterdam, după care le-a plăcut foarte mult ce a ieșit, reacția fanilor lor a fost pe măsură. Și au zis, ok, noi ne lansăm Real Love Song, am vrea să o facem împreună. Wow! Asta ca să nu mai fugă lumea de simfonic, de asta mă tot chinuiesc să sparg acest clișeu. Ce mi se pare uimitor este că, uite, exact cum spui și tu, lumea cumva fuge de simfonic, dar în momentul în care apare un material discografic, nu știu, Metallica cu orchestra simfonică nu știu care, sau o altă trupă din zona rock sau pop, apare cu orchestră, toată lumea e, mă, ce, cum? Dar dacă e cumva să-i separi, să zici, ok, ai văzut colaborarea asta, acum ești la un concert simfonic. Oh, nu. Da, și modul nostru de a ne alege programele e diferit, că noi am făcut Queen clasic, am făcut Phoenix, Symphonix, am făcut Beatles clasic, am făcut muzică de film, am făcut de la Harry Potter, Războiul Stelelor, Frozen și toate celelalte, cu coloana sonoră interpretată de noi live și filmul pe spate. E o altă abordare, e un pic diferit modul în care încercăm să privim lucrurile, pentru că societatea se duce într-o altă direcție. Probabil că dacă am fi la 1700 la curtea regelui Iohannis, am abordat altfel și noi probabil toate lucrurile. Haideți să ascultăm împreună acum Nothing But Thieves alături de orchestra de muzică clasică, dacă vreți, București, ca să mai fie Real Love Song, înregistrat chiar pe domeniul Știrbei, nu? Da, acolo. Noi pe domeniul Știrbei și ei la ei acasă. Poate ne ajută Dumnezeu și pe 13 august se ține, de data asta 99% se ține festivalul. Sigur. Și poate o să fim împreună în live.
vorbim și despre acest lucru. 238.000 de vizualizări ale acestei interpretări pe canalul de YouTube Summerwell Festival. Nu doar 10, sunt 10 de comentarii. Da, de ce nu se uită mai multă lume? Da, e atât de frumos. De ce nu are milioane? De ce nu e în trending? De ce nu? Uite, pentru că se ascultă și la Tana Nana, de aceea și noi nu ne legăm de trending. Așadar, Real Love Song, Nothing But Thieves și Bucharest Symphony Orchestra, chiar acum. Dar dimineața! Hai, dă-o pasta mai tare! Am lăsat cu tot cu pregătiri. Îmi plac foarte mult reglajele astea. Acordaje. Acordajele, da. Recomandăm ca să asezonați acestei piese și clipul, ajută mult, ajută mult, odată să-l vedeți, că după aceea aveți imaginile rămase în minte. Și ne ajută și pe noi la vizualizări, nu-i problemă. Și ajutați și o orchestră de muzică. Atât, da.
Bine orchestra, da. Da, Summerwell, ai zis tu, ai scăpat Summerwell, un porumbel 13 august, da, 13 august. Deci se ține. Nu spun 100% că în vremurile astea nu mai e. Și asta e adevărat. 100%, dar cel puțin 99,99% Summerwell se va ține în această vară. Așteptăm, tot așteptăm condițiile de la zi la alta să se îmbunătățească. Nu deschidem această discuție. Da, nu, nu că... Nu, că ne întristăm, e păcat. Și rămân aici picături de sânge, nervi, ficat, vărsat. Da, da, da. Sunt tabu toate discuțiile astea. Cu toate că premierul susține. Nu-l cunosc, despre ce vorbim. Mă, cum? Iartă-mă, eu sunt de la muzică clasică. Este mai ciudățit. Nu vă așteptați să vin cu niște ochelari de asifoane și... așa, cam... Asta e percepția oamenilor, din păcate. Când spunem clasic sau simfonic sau așa, da. Să venim buboși, coșilari. Exact. Da, oameni, da, care nu prea văd lumina zilei și dacă o văd, când o văd, o văd de cele mai multe ori singur sau între ei. Trist. și trist ai nimănui, așa? Da, din păcate eu am trăit această experiență. Am avut o prietenă când era mai mic care prin cumnatul ei ne-am cunoscut și s-a așteptat să vadă unul de la cu niște ochelari sifoane și așa, și eu eram normal, adică mi stăca în gumă. Wow! Da. Decent, n-am avut niciun fel de problemă. Și mamă, voi de la conservator, ce avem, suntem buboși, duioși, ce am făcut? Da, nu, de asta, i-ar fi drăguț pentru cei care ne ascultă să știe că suntem oameni normali. Ce susține cauza. Să mor eu, e dureros. Dar facem tot ce putem și nu o să ne lăsăm. Așa, deci de Summerwell, din ce știi tu, 90... Cel puțin n-ai picnicul, e obligatoriu să se țină, că aia e cu noi. Aia se ține sigur. Da, că noi nu ne dezlipim de domeniul știrbei. Este un vehicul de imagine premierul, că invitat fiind la Guerilla, a apărut în tricou cu Summerwell. Vreau să spun că i-am întrebat pe băieți și mi-au spus că și l-a făcut la mol. Deci, nu știu să spun. Deci nu e al lor. Nu vreau să intru în detalii pe care nu le cunosc. Sper să fie. Deci dacă mă întreb pe mine, eu îmi doresc. Noi suntem o parte a produsului Summerwell, îl apreciem. Este festivalul nostru de suflet, pentru că la celălalt n-am fost. Dar sufletul vostru este mare și le-ați putea primi. Nu vezi ce domenii largi de activitate avem. Acum, pe bune, de la muzică populară până la DJ am făcut de toate. Ce vrei să spun mai mult de atât? Ne asezonăm cu orice. Noi suntem acum, că au dat drumul la Horeca, ne pui în farfurie cu ce vrei tu și ne potrivim. Asta cu Horeca, de fiecare dată este atât de important. Horeca, să mâncăm. Știi? Să mâncăm, că altfel nu... Pentru că noi mâncăm ca să trăim, nu trăim ca să mâncăm. Da, e important cu Horeca, e important să fie foarte mulți oameni la pelerinaj, este foarte important să se adune, dar în momentul în care vine vorba de cultură, bă, băieți, maxim 50%, că altfel acum, e pericol. Iartă-mă că te întreb, eu nu vreau să fiu supărat, dar se pare că pentru Horeca au dat de 3 ori tot felul de ajutoare, la cultură nu. Da, s-a promis. Bravo. Mulțumesc. Adică, bă, nemulțumitului se ia și promisiune. Noi trăim din promisiuni. Deci despre Summerwell mi-ai spus ce și cum. Da, nu, ei, vreau să spun așa, că festivalul e foarte frumos. Cei care îl urăsc pe premier să nu se asocieze cu imaginea lui, dacă o festivalul, da. Sper să se țină. Deci eu vă spun, într-un procent majoritar se va ține Summerwell. Luați-vă bilete cu încredere, că dacă nu se ține, vă dau banii înapoi, băieții. Sunt de calitate și sunt drăguți. Sunt valabili, băieți, valabili. Și nu vor greși buzunarul atunci când vor da banii înapoi. Chiar au dat deja procentul, ce vreți, a apărut cu tricou, cu Summerwell, nu mai au nevoie să dea nimic. Nu mai e niciun parandărăt, așa este. Absolut. Apropo de parandărăt, noi nu ne folosim de parandărăt, trebuie să vă... Vrei să spun că nu ți-am dat nimic? Nu. Nu știu, dacă e nevoie, o spunem în public. Da, au venit, știți, total dezinteresați, voi aplica ca orice alt om pentru un bilet, voi plăti ca toată lumea. Nu, ce voiam să vă spun este că parandărăt în privința concursului nostru, am lansat un concurs ca în fiecare zi, astăzi, pentru că este luni, este vorba de un serviciu, niște servicii de înfrumusețare, mai precis, tuns și aranjat barba, Urban Hairdressers, aflați pe strada Bărăției numărul 33, vă așteaptă cu un voucher de 100 de lei. Acest voucher va merge către unul dintre voi care ne va scrie, care ne-a scris sau care ne va scrie până la 11, la 0722304000 și ne va răspunde care este sloganul Urban Hairdressers. Este atât de simplu. Iar noi vom trage un câștigător la finalul ediției.
Ai făcut o chestie, revenirea Cătălin Oprițoiu. Am făcut mai multe, mulțumesc. Din multitudinea de chestii minunate pe care le faci, că te reveni. Voi alege. A fost împins o mică atenție. A fost un pic o mică atenție. Discursul s-a modificat în timp real. Ați făcut o chestie pe care, la care mi-ar plăcea să particip. Nici nu știu dacă mi-ar plăcea, dar cu siguranță mi-ar plăcea să fac parte din mișcare, dar totodată mi-ar plăcea să o și văd în timp real. Și mă refer la un flash mob. Suntem faimoși pentru flash mob. Hai, iată, să fim pe bune acum. Cred că este instantaneu muzical cel care ne-a consacrat până la urmă. Dacă am intrat eu într-o băcănie și m-au recunoscut vânzătoarele, despre ce vorbim? Da. Intri în băcănie, ai bani? E vorba când de vremea când făceam flash mob. Acum îți spun cu siguranță că nu... Te-au uitat. Da. Cred că suntem regii flash mob-urilor în România, sau cel puțin cei mai consacrați în ceea ce privește flash mob-urile. Și tot așa, a venit flash mob-ul ăsta într-o încercare de a găsi un susținător să ne plătească drumul către America de Sud. Făceam un turneu în 2017, sau cam așa, cred, către America de Sud. Trebuie să o spun acum, dacă tot am ajuns la radio. Suntem ambasadori culturali, am fost de două ori în America de Sud, am făcut Brazilia, Argentina, Peru, Chile, Uruguay. Ne mândrim cu ceea ce am făcut, asta ți-am spus, că am făcut mai multe lucruri. Și eram ajunsesem cumva la directorul aeroportului și să mă milogez, poate găsește vreo aeronavă să ne îmbarce și pe noi, să ne ducă cumva mai pe milă, așa că da, era în contractul exact, nostru. Stați puțin să se înțeleagă, pe lângă locurile propriu-zise ale fiecărui membru. Tăteam pe scară, era problem. Așa, mai sunt și instrumentele. Da, doar violoncei trebuiau puși în avion, că restul le închiriam de acolo, adică nu umple tot avionul cu noi. Am înțeles. Nu-ți imagina că au plecat cu timpani, cu contrabas? Da, violoncei de ce? Nu-ți imagina că n-am plecat noi, că orchestrele normale au plecat. Ăștia mai săraci pleacă și cu varianta optimă să închirieze instrumente de acolo. Violoncii cei cu ei, scuză-mă. De ce doar ei au beneficiat de acest regim să fie transportați și... Special? De ce nu închiriați și violoncii? Ei țin violoncii între picioare și atunci tot ce e între picioare trebuie să meargă cu tine. Nu, în general e mai greu să închiriezi violoncelul. Violoncelul e mai apropiat de corp. Și violoncii se transportă. Contrabasul e mare, ocupă mult loc, nu-l primesc sus. Contrabasul trebuie să meargă la cală, timpanii trebuie să meargă la cală. Și eventual cu un cargo și așa mai departe. Și cresc costurile și noi am optimizat costurile. Ok, da. Da, și asta spuneam, am ajuns acolo. Și ați ajuns la director. Da, și eu aveam de mult în sufletul meu dorința de a face un flash mob, de a face cumva activitatea noastră cunoscută altfel. Și el ne-a zis că din păcate nu ne poate da niciun fel de aeronavă, nu ne ajută cu niciun fel de sprijin. Și atunci zic, dacă toți sunt aici, nu putem măcar să facem un flash mob. Știi cum e, nu ții bucata mai mare, dar niște oase n-aveți, sau dacă de carne n-avem bani. Și a fost foarte deschis. Deci a fost foarte deschis către flash mob-ul din aeroport atunci. Ei sărbătoreau ceva, 3 ani, 20 de ani, ceva, de la nou aeroport. Și cu ocazia aia noi am reușit să facem primul flash mob în aeroport. Acum, este și cel în 2013. Mai... 13, exact. În 2017 am fost a doua oară din America de Sud. Este și cel mai de succes. Bine, și primul, într-adevăr, are peste 2.300.000 de vizualizări. Pentru muzică clasică nu-i puțin. Stai. Da, dar ați început. Flash mob. A spus ca prim tag. Am mai pus și la altele. Flash mob și tot nu s-a întâmplat nimic. Da, deci auziți pe fundal. Ok, deci putem să vorbim. Vreau să spun că am mai făcut unele în creierul nostru, tot așa, de să încercăm să le facem de succes. Am cântat pe gheață, într-un spațiu neconvențional, într-un mall. Am crezut că într-un apartament din București. Iarna, acum așa nu, e făcut mai de mult. Cred că e în 2015, 16, 17. Așa. Și... pe gheață chiar alte... Pe gheață suntem și acum, după un an jumătate, adică vreau să spun că a revenit pe gheață. Așa, și... și n-a fost, deci impactul n-a fost atât de mare cum a fost ăsta, tocmai pentru că a fost primul, probabil. Muzica am ales-o să poată fi fredonată, să se bucure oamenii de tot. Unde ți-ai mai dori să faci un flash mob? Că sigur ai... Stai puțin, întreabă-mă întâi unde am mai făcut, să vedem câte făcut? Mai sunt locurile care aș putea să facă. Ok, gheața, aeroport. Începând de la... am făcut în avion. Chiar în avion, în timpul zborului, am făcut într-un mall, am spus-o, am făcut într-un centru spa, ca să nu dau denumiri, să vă iau toți banii din reclame, în apă am ieșit cu... adică, sunt puși acolo lângă ai voștri. Ăștia pe care ți-am adus eu, dacă sunteți ca noi după anul ăsta, e nasol.
Deci am ieșit instrumentele din apă și din saună și din toate celelalte. De unde? Sub pământ am făcut la metrou. La un moment dat, cam unde ar mai putea să facem? În foc să filmăm. Pe gheață când am fost erau și flăcări. Uite, ai putea să schimb cumva... La Cotroceni mi-aș dori un flash, mă vrei să te mint? Băi, dacă reușiți poate, să da. Faceți, nu știu cum... Mai sociabil. Da, pe fugă, așa, știi, cântând în timp ce ești alergat de un sepepist. Nu, la piață, obor. Stai să ne dăm măștile jos. Așa, stai adevărat. Noi cântăm cu așa, vrei să... Sau cum ar fi înaintea unui meci de fotbal, să fiți răspândiți. O să râs, am făcut înaintea unui meci de în Champions League de handball. Asta, uite, l-am omis. Am uitat să facem, am făcut, da, când au jucat fetele noastre, cu Ghioru, parcă, exact. Am făcut un meci și într-o sală de handball, pe un teren de handball. Mai zi-mi tu că s-ar putea să mai fi făcut. Am da, făcut chiar. Și pe la niște hoteluri, niște recepții sau niște așa. Am făcut și la Parlament, am făcut unul. Da, chiar, da, nu pentru parlamentar, nu, era un eveniment. Un eveniment în... Da, în cadrul parlamentului, în parlament, da, în clădirea parlamentului. Mâncă oamenii, mâncau, beau, erau mai degajați. Da, nu sunt foarte stresați ei de felul acolo în zona. Făceam griji, dar ziceam așa ca idee. Nu, vreau să spun că a fost bine primită, adică erau oameni aplicați și către cultură. Și acum, având în vedere perspectiva, care este ușor nesigură? Ați început să încercați să antamați deja niște locuri? Noi visăm de multă vreme, vreau să spun. Sper că acum... Ca toți artiștii. Păi asta e menirea noastră, dar ce să facem, măcar să trăim din vise. Nu vreau să-l mâni pe Dumnezeu. Dacă mâine facem un eveniment online, sper că următorul să nu fie. Chiar sper ca pe 5 sau pe 6 să venim cu același tip de eveniment educativ în Parcul Moghioroș. Pentru copii care trăiesc altfel, nu doar online, și care respiră aer curat și așa mai departe. După care sper să începem și noi ușor, cu pași mici, o serie de evenimente. Nu ne e foarte ușor, că cu aceste restricții 30%, 50%, 70% noi nu reușim să ne acoperim costurile, fiind o entitate privată. Da, și adevărat. Atunci noi avem nevoie ca oamenii să își poată cumpăra bilete și să vină pe bune în sală. E, stai, acum e iunie. Poate la anul, până iulie. Nu, vreau să te mai aud, vreau să mai vorbim. Te mai vin pe la tine, problem. Am ce să-ți povestesc, da, chiar, că sunt de mult. Am putea face o chestie mică așa, să încap aici, să facem într-o dimineață un live cu niște piese, evident, că noi suntem pe aceeași lungime de undă și cu Electric Castle și cu Summerwell. Într-o formație de cameră, așa. Să-i ajut. Uite, asta mă sperie pe mine. Nu orchestră simfonică, nu muzică simfonică, nu muzică clasică. Cameral, repertoriu cameral. Asta, orchestră, un concert de cameră. Ești claustrofob sau de ce? Ideea de cameră sau locuri închise, mici spații? Cred că asta e, în subsidiar asta, cred că mi se transmite. Nu, cred că este soluția pentru noi să supraviețuim concertele astea mici camerale de acum încolo. Putem să încercăm să vedem ce putem să cântăm în spațiul vostru, că e destul de mic, dar putem să încercăm cu siguranță. Da, e vesel, spațiu mic, mic, dar vesel, știi? Vorba aceea. Dacă e mic și vesel, e exact ce trebuie. Da. Cătălin, păi mulțumim mult de tot pentru prezență și pentru informațiile pe care ni le-ai dat. Nu știu de ce nu pleacă fundalul acesta. Ia să vedem acum. Da. Pentru că noi unde punem piciorul, acolo rămâne. Ne deslepim cu greu și așa un an de zile am stat pe margine. Eu vă mulțumesc, a fost o bucurie să fiu la voi. Te mai așteptăm. Și mă mut pe Tanana cu totul, ce să mai... Te rog frumos să te muți și în același timp să ne și anunți când urmează să se întâmple alte lucruri. Vii fizic, intri prin telefon. Am și eu o piesă pentru tine, pentru cunoscători. Este o piesă care bucură foarte mult ascultătorii Tananana. Vine de la Covaci, o trupă din... Aură, dacă ai ști că ne ascultă membrii trupei Phoenix... Nu vreau să te mint, dar... Nu Covaci. Covaci Nicușor. Nicușor, nu. Și eu mă gândeam că e al nostru. Stai, uite, vezi că sunt necistit. Pe 8 iulie, la Herăstrău, la arenele din Herăstrău, o să facem un Symphonix. Cu Covaci românul fugit în boxe, da, cu Nicu. Și nu fugit în boxe. Să ajung să știi, să-l cunoască lumea pe Covaci. Care e ăla de la Phoenix? El a fost primul plecat. Nu, dar pentru noi e o bucurie că violonista din Phoenix cântă în Orchestra Simfonică București. Mă refer la Lavinia, cei care o cunosc. Și o să facem un proiect împreună pe 8 iulie, dacă reușim și nu ne mai închide ăștia din nou.
Doamne, aceștia. Doamne. Ceea ce îți propun eu este formația Covaci, care cântă cu Metropol Orchest de pe lângă Amsterdam, pe acolo. Este o înregistrare, Digging se intitulează piesa și prezența instrumentelor acolo face ca toată senzația să fie amplificată. Tot efectul piesei, o piesă foarte bună, să fie așa o bucurie pentru ascultători și vă dedicăm încă o dată și la acest început de săptămână și te invit și pe tine să o asculți. Încă o dată, Cătălin Oprițoiu, mulțumim mult de tot de la OSB, multă baftă, te mai așteptăm. Doamne ajută și eu vă mulțumesc. Piesa mea o dedic în aceiași bani, nu? Plus 2 ore de flaut. Da, da.